Ce se întâmplă? Unde sunt? Ah, pot să stau pe scaunul ăsta, deci înseamnă că sunt înapoi pe pământ. Dar stai! Relativitatea ne spune că gravitația asta care mă trage în jos acum ar putea să fie de fapt o accelerație în sus și să fiu încă în spațiu. Relativitatea este un coșmar. Salutare și bine v-am găsit în Daniverse! În episodul de astăzi o să facem o excursie în timp și spațiu, în tărâmul ciudat și fascinant al relativității, începând cu relativitatea specială. Haideți! În episodul trecut am vorbit cum tot ceea ce este în univers este în mișcare și nu există un centru al universului, un așa zis punct de origine absolut. Mișcarea unui corp poate fi descrisă relativ la un alt corp sau observator. Am introdus astfel conceptul de relativitate. În principiu, relativitatea studiază cum arată mișcarea corpurilor din mai multe perspective, numite cadre de referință. Psst, să vă zic un secret. Mă rog, nu e chiar un secret, am găsit asta pe Google. Conceptul de relativitate nu a venit de la Einstein, ci de la... Galileo Galilei! Woo! Galileo spunea că nu există un cadru de referință universal și că legile fizicii sunt aceleași pentru orice observator din univers. Haideți să luăm următorul exemplu. Ne aflăm într-un tren care merge la o viteză constantă. Mergând la o viteză constantă, este la fel de valid să spunem că peisajul se mișcă, iar noi am fi staționari. Dacă ne mișcăm în tren, o să simțim doar viteza noastră și nu și pe cea a trenului. Iată cum stă treaba. Dacă cineva ne întreabă, unde e toaleta? Să zicem că luăm cadrul de referință ca fiind pământul nostru. Noi am putea să-i zicem bietului individ că trebuie să facă 10 km în josul pământului și încă 10 în sensul direcției în care se mișcă. Putem la fel de bine să-i explicăm relativ mișcării în jurul soarelui, dar s-ar putea și aici să-l pierdem cu coordonatele. De aceea, când vrem să dăm o explicație destul de rapid, ne alegem un cadru de referință cât mai apropiat de noi și mai simplu de înțeles pentru cei din jurul nostru. Asta ca să fie toată lumea fericită. Cam asta este relativitatea explicată pe scurt. Totuși, ceva în teoria lui Galileo nu mirosea prea bine. Do you smell it? That smell. The kind of smelly smell. El a creat un set de transformate pentru a interschimba coordonatele cadrelor de referință. Practic o metodă de a trece de la o perspectivă la alta. Din aceste transformate rezulta că timpul este absolut, este același pentru orice observator din univers. Adică, după spusele lui Galileo, noi și marțienii am fi fost pe același fus orar. Mai mult de atât, din transformatele din transformatele lui Galilei ar rezulta că viteza luminii este o variabilă care depinde de mișcarea corpurilor din cadrele de referință. Este exact opusul a ceea ce știm astăzi despre viteza luminii. Puțin mai târziu după Galileo, mai exact peste vreo 200 de ani, James Clerk Maxwell publică ecuațiile fundamentale ale electrodinamicii, în care prezice că viteza luminii este o constantă, egală cu vreo 300 de milioane de metri pe secundă. Înțelegem un pic cât de uriașă este viteza aceasta. Dacă am putea călători la viteza luminii, am putea face înconjurul Pământului de 7.5 ori într-o secundă. Ăsta da city break, nu? Dacă nu există un mediu care să încetinească lumina, cum ar fi aerul sau apa, viteza ei maximă va fi aceeași în univers. Mai mult decât atât, viteza luminii trebuie să fie aceeași pentru toți observatorii, pentru că altfel universul, așa cum îl știm noi, nu ar mai exista. Particulele fără masă călătoresc la viteza maximă descoperită în univers. Este impropriu spus viteza luminii, mai degrabă este viteza particulelor fără masă. Dar cum primele particule elementare descoperite au fost fotonii, a rămas denumirea de viteza luminii. Deci putem spune că viteza luminii este viteza maximă cu care am putea călători un univers dacă am fi fără masă. Informația poate să prindă maxim această viteză. Noi, oamenii, percepem timpul liniar. În realitatea percepută de noi, efectul nu poate fi înainte de cauză. Tocmai pentru că avem masă, nu plutim alandala prin spațiu. Și totuși,
Într-un episod următor vom vedea că în lumea cuantică lucrurile stau un pic mai diferit. Iar voi? De la descoperirea lui Maxwell, fizicienii au pornit un drum lung și abrupt spre a explica comportamentul luminii. Asta până ce a venit Einstein să împace taberele. El a abordat diferit lucrurile față de colegii săi. El combină astfel relativitatea lui Galileo cu descoperirea lui Maxwell. Și anume, legile fizicii sunt aceleași pentru orice observator inerțial din univers. Viteza luminii în vid este aceeași pentru orice observator din univers, indiferent de mișcarea sursei de lumină sau a observatorului respectiv. Acestea sunt cele două principii ale relativității speciale. I se mai zice pe la noi și relativitatea restrânsă. Relativitatea specială nu este specială pentru că este frumoasă în modul ei unic de a fi, ci pentru că tratează un anumit caz, acela în care cadrul de referință este inerțial, adică mișcarea din acest cadru este la o viteză constantă, fără accelerări. Atunci când aceste corpuri accelerează, de exemplu, dacă este implicată gravitația, atunci vom apela la relativitatea generală a lui Einstein. Nu vă panicați, relativitatea generală va urma într-un alt episod. Einstein și-a pus întrebarea, pentru ca viteza luminii să fie aceeași, ce ar trebui să schimbăm la noțiunile noastre despre timp și spațiu? Răspuns? Faptul că spațiul și timpul variază și sunt relative la cadrul de referință al observatorului. Einstein a observat că teoria relativității nu poate să fie formulată într-un mod logic și coerent fără a renunța la noțiunea de timp universal. Aici au intrat în ajutor transformatele lui Lorentz, un fel de upgrade al transformatelor Galileo. Ce ne spun transformatele acestea? Dacă avem un corp care se mișcă la o anumită viteză, observatorii acestuia vor măsura diferit distanța și timpul în funcție de cadrul de referință în care se află. Astfel, în urma celor două principii ale relativității speciale, apar mai multe consecințe. Să zicem că avem o navă spațială super blindată care merge inițial la o viteză constantă. Un observator din exterior ar putea vedea că ceasul din interiorul navei spațiale ticăie mai încet atunci când viteza navei spațiale se apropie mai mult de cea a luminii. Acesta este fenomenul de dilatare a timpului. Totodată, cu cât ne apropiem mai mult de viteza luminii, cu atât lungimea obiectului în cauză se micșorează, se contractă. Acesta este fenomenul de contractare a lungimii. Dar fiți atenți la nebunia aceasta. Dacă am putea să ne deplasăm cu viteza luminii, timpul se va opri de tot. La viteza luminii, lungimea întregii nave spațiale va fi zero, deci masa acesteia va dispărea. Spooky! Totodată, Einstein și-a dat seama că dacă timpul variază pentru observatori diferiți, iar distanța măsurată de aceștia depinde de perspectivele în care se află, atunci conceptul de simultaneitate nu există. Adică două evenimente nu se întâmplă în același loc și în același timp pentru doi observatori aflați în cadre de referință diferite. Pentru că nu există un cadru de referință preferat și nici timp absolut. Când spunem acum, ne referim de fapt la locul în care ne aflăm. Ce este pentru mine acum este diferit pentru oricare altcineva. Știu ce vă întrebați. Dani, dar relativitatea asta se aplică doar la obiectele care călătoresc aproape de viteza luminii? Relativitatea se întâmplă peste tot în jurul nostru. Ca să vedem cât de mult s-a contractat lungimea și cât s-a dilatat timpul pentru un observator, ne folosim de factorul lui Lorentz. Numai că factorul lui Lorentz este mult prea mic pentru viteze considerabil mai mici decât viteza luminii. Astfel că efectele relativității sunt aproape imperceptibile, dar există. Factorul crește exponențial cu cât viteza obiectului în cauză se apropie mai mult de viteza luminii. Ca să ne transmită nouă ora cu precizie, ceasurile atomice de pe GPS-uri sunt configurate astfel încât să țină cont de efectele relativității speciale. Acești sateliți înconjoară Pământul cu o viteză de 10.000 de kilometri pe oră. Astfel că ceasurile de pe sateliții GPS ticăie cu 38 de microsecunde mai rapid decât cele de pe Pământ. Unul dintre cele mai cunoscute experimente privind relativitatea specială este paradoxul gemenilor.
care nu este de fapt un paradox, ci o consecință a relativității speciale. Acest experiment a fost pus și în practică. Astronautul Scott Kelly a fost plecat timp de un an pe Stația Spațială Internațională și s-a întors teoretic cu 5 milisecunde mai tânăr decât fratele său Jaman, care a rămas pe Pământ. De ce spun teoretic? Ei bine, oameni de știință au făcut mai multe experimente pe cei doi gemeni, printre care și un experiment privind telomerii celor doi astronauți. Telomerii sunt niște capete ale cromozomilor, practic ei conțin data de expirare a fiecărui om. Din aceste probe a reșit faptul că telomerii astronautului din spațiu s-au lungit. Asta înseamnă că el a întinerit. În schimb, la scurt timp după ce s-a întors Scott Kelly pe Pământ, dimensiunea telomerilor lui a revenit la cea inițială. Deci nu s-a putut demonstra de plin efectul relativității speciale. În schimb, din acest experiment am aflat foarte multe informații despre cum este influențat organismul uman într-o călătorie de lungă durată în spațiu. Deci ce am învățat astăzi? Am văzut astăzi că timpul și spațiul sunt relative la perspectiva noastră de observatori. Am învățat despre consecințele relativității și cum ne afectează viața de zi cu zi. Pe data viitoare! Pup.